oportunitate unică în momentul actual pentru tinerii absolvenți de studii în domeniul, în cazul nostru, sportiv. Tocmai ce am primit deja câteva CV-uri și suntem bucuroși că suntem aici și deja avem un feedback pozitiv. Vă așteptăm și vă mulțumim că faceți asta pentru noi. Cred că dacă lumea își caută de lucru, sunt interesați, sondează, după cum vedeți este foarte aglomerat. Începutul ăsta, dacă putem spune, dacă 2 ore de când a început, 3 ore, e unul bun. Nu avem discriminare, indiferent că ești tânăr, că ești mai în vârstă sau mai senior sau experimentat. Avem câte un loc pentru fiecare, pentru că sunt mai multe companii în cadrul grupului și pentru fiecare putem găsi ceva. Și muncitor calificat, și TESA, și economiști și ingineri. Deci, cine vrea poate să găsească. Contează experiența, contează nivelul de experiență și da, suntem deschiși. Este prima dată pentru noi. Nu am participat la ediția trecută și ne-am bucurat foarte tare când am avut ocazia și ne-am mobilizat și foarte repede pentru acest eveniment. Pentru noi este important să intrăm în contact cu oamenii pentru că vrem să-i atragem practic să lucreze pentru compania noastră. Ce părere avem? Foarte bună că am participat și în trecut, am venit și acum. Se pare că e un succes, multă lume, bine ați și mediatizat acest eveniment, e foarte în regulă și sperăm, noi am întâlnit aici persoane doritoare, așa cum vedeți, noi avem, ne-am făcut o listă întreagă de locuri de muncă pe care să le găsim aici, să le umplem aici cu oamenii de aici, da? Care vin și caută locuri de muncă. Îmbucurător este faptul că sunt foarte mulți tineri care caută locuri de muncă. E un lucru foarte, foarte bun, după părerea mea. Și sperăm să fie un succes și pentru noi această participare. Bună ziua! Vă mulțumim în primul rând că suntem alături astăzi de dumneavoastră. Cu o experiență de 30 de ani în domeniu, suntem onorați să vă fim alături. Ziua de astăzi este foarte interesantă. Foarte multe persoane participă la acest eveniment și dorim să vă felicităm. Sunt foarte mulți oameni care sunt interesați de eveniment și își caută un loc de muncă. Este o bună oportunitate, atât pentru cei tineri, cât și pentru cei mai puțin tineri care își doresc să schimbe ceva sau să facă ceva nou. Da, e un lucru ok și foarte bine făcut. Este un eveniment la care am participat și anul trecut. Văd interes din partea oamenilor. Peste tot știu că există deficite personal și la fel și la noi la ANN. Suntem într-o continuă căutare. Căutăm oameni, să zic așa, perseverenți, care vor să câștige un ban în plus sau să-și facă un job sau o carieră din jobul de consultant. Tineri de toate vârstele sunt bineveniți. A fost oportună organizarea acestui eveniment și pentru noi care suntem prima dată e interesant și e un lucru bun pentru noi că Conii am găsit cam ce ne trebuie. Vine în sprijinul nostru a angajatorilor să interacționăm direct cu potențialii noștri angajați. Asta e ideea bună, excelentă. Până acest moment, să fiu sinceră, a fost destul de aglomerată, ceea ce e un lucru foarte bun și sperăm să plecăm cu câteva CV-uri bune pe joburile care le avem și ne așteptăm să ne invitați și la celelalte târguri care vor urma, burse, noi am fost și în toamnă, la fel ne-a plăcut și așteptăm candidații să vină număr cât mai mare. De data aceasta avem mai multe joburi disponibile și cu noile proiecte pe care le-am câștigat de curând, așteptăm ca lucrurile să intre pe un focaș foarte bun. Este un eveniment util, da. Noi am fost prezenți și vizibili în fiecare an aici. Este o oportunitate pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă să ne cunoască, să înțeleagă cu ce ne ocupăm și ce le putem oferi. Aglomerația întotdeauna e mare pentru că suntem un angajator foarte mare. Coca-Cola Ploiești reprezintă Hellenic, Coca-Cola Hellenic, iar Coca-Cola Hellenic reprezintă 29 de țări, iar fabrica din Ploiești e una dintre cele mai mari fabrici din Hellenic.
și oportunitățile sunt diverse. Practic de aici interesul cetățenilor din Ploiești. Și bineînțeles că le stăm la dispoziție și venim și cu oferte în momentul de față. Evenimentul se desfășoară pe 2 zile. Este destul de interesant și pentru noi ca angajatori, cât și pentru oameni. De ce? Pentru că trăim într-o epocă unde găsim din ce în ce mai greu forța de muncă și calificată și e bine ca oamenii să fie deschiși și să caute întotdeauna ceva nou. Pentru că, așa cum am spus, trăim într-o epocă în care îți trebuie doar un pic de curaj ca să aplici pentru o poziție și bunăvoință, 7 ani de acasă și apoi totul decurge din ce în ce mai normal. Nu mă așteptam să fie atât de populată de la prima ora dimineții. Suntem foarte încântați să participăm. Anul acesta este prima dată când venim, dar avem o experiență pozitivă. Mi se pare un eveniment deosebit de benefic, pentru că putem să prezentăm părțile frumoase ale muncii de poliție. Dorim să le arătăm oamenilor și munca din spatele activității de polițist, lucrurile pozitive și lucrurile mai grele pe care le desfășurăm noi. Vrem să-i îndrumăm către o carieră de polițist, fie ea prin intermediul Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr sau prin intermediul Academiei de Poliție, dar și prin încadrările din surse externe pe care le-am avut de-a lungul timpului. Noi suntem parteneri în acest eveniment organizat de grupul Observatorul Prahovean. Este a doua ediție, pentru că prima ediție a avut succes și este din ce în ce mai interesant. După cum ați observat, sunt angajatori foarte mari din județ care au venit cu oferta lor de locuri de muncă. Este adevărat că e prima bursă pe anul acesta, pentru că nu e așa, până în martie nu prea se fac angajări. Noi am reușit de la începutul anului să ocupăm peste 1000 de persoane prin serviciile noastre de mediere. Însă, după cum vedeți la bursă, este o experiență cu totul altfel decât doar așa o mediere pentru fiecare persoană cu ce angajator își dorește. La bursă fiecare are posibilitatea să vadă oferta mai multor firme și având în vedere că sunt companii mari de top din județ, ele se prezintă și foarte bine. Unii dintre ei au vrut să analizeze care este calitatea forței de muncă și o să vedem și mâine lucrul acesta, pentru că din experiența ediției anterioare am văzut că sâmbătă vin și persoane care își caută un alt loc de muncă și nivelul calificărilor crește, da? Interesul este mare, fiind și prima bursă din județ de anul acesta. Acum o să testăm piața, acum să vedem ce oferte sunt și, bineînțeles, oamenii, să vedem din ce categorii, ce meserii au și ce își doresc să lucreze.